Bună seara, bun găsit, dragi prieteni, suntem din nou împreună, iată-ne la Sens Direct, o emisiune care va ține două ore, așa cum v-am obișnuit. Îmi dăm seama că și astăzi subiectul central rămâne cel al crizei sanitare produse de noul coronavirus. Buzăul și Vrancea stau destul de prost în ultima perioadă din acest punct de vedere, pentru că numărul de infectări crește substanțial. În spitale deja pare să apară o criză, atât de spațiu, de cazare sau de tratare, cât și de personal, în mod evident. Situația e cu atât mai complicată cu cât personalul medical din sistemul sanitar buzoian, dar și din cel vrâncean, se află în pragul epuizării. Vorbeam cu cineva astăzi din acest sistem, n-are importanță cu cine, și îmi spunea că da, starea de spirit este destul de încordată. Cred că ăsta e termenul cel mai corect pe care l-aș putea folosi în aceste momente. Așadar, cu cât evoluăm în timp, cu atât criza sanitară din Buzău, de exemplu, se adâncește. La UPU există o stare de așteptare. E din ce în ce mai greu de gestionat tot acest proces. Acum nu vreau să panichez pe nimeni, numai că noi, românii buzoieni, vrâncenii, ne așteptam, ca de altfel întreaga țară, la o situație îmbunătățită față de vârful din primăvară spre vară. Lucrurile nu stau chiar așa, sigur că acum, față de o altă perioadă a anului de mai înainte, numărul de teste sau de testări este mult mai mare și proporțional cu asta și numărul de infectați depistați și confirmați. Spitalul de la Râmnicu Sărat este aproape plin, sunt medici puțini, infecționiști acolo. Știrile care pur și simplu ne-au luat prin surprindere este că întreaga conducere a Direcției de Sănătate Publică este contaminată cu noul coronavirus și se află izolată în spital. O să avem în exclusivitate interviuri cu conducerea Direcției de Sănătate Publică de pe patul de spital, atenție, din Râmnicu Sărat, vorbește doamna Ungureanu, și o să ne dea și câteva explicații. Bun, ce se întâmplă totuși? Direcția de Sănătate Publică este instituția centrală care are de gestionat această criză de la Buzău și iată, ea însăși contaminată. Este un lucru aproape incredibil, dar cu toate acestea acoperit perfect de realitate, din nefericire. Iată-ne așadar în plină criză. De ce s-a ajuns aici? Toată lumea pune această întrebare. Sigur, nu o să mă încordez eu acum să dau răspunsuri la aceste chestiuni, pentru că nici nu mă pricep foarte bine, dar o să încerc să capăt de la alții toate aceste răspunsuri. O să avem informații prin telefon, prin Skype și prin alte mijloace de comunicare de la actori importanți care sunt implicați în gestionarea acestei crize, de la prefectură și din alte părți. Colegii mei care au documentat foarte bine aceste subiecte ne vor spune și ei, sau ne vor zugrăvi întregul tablou al situației de la Buzău. Asta strict pe parte sanitară. Există și cealaltă discuție de făcut. Încet, încet lucrurile o iau razna și din punct de vedere economic. Chiar și nu vreau să creez temeri sau panică, dar la nivel mondial este această problemă. Și avem de ales ce facem, cum ieșim din această criză. Bun, o să încercăm să dăm niște răspunsuri la toate aceste întrebări, poate și la altele. Aveți la dispoziție din când în când și dumneavoastră telefonul direct pe care puteți suna, un număr de fix, în condițiile în care linia nu este ocupată cu intervievați de-ai noștri. Începem în câteva zeci de secunde. Da, prieteni, iată-ne din nou împreună. Din nefericire, va trebui să vorbim despre același și același subiect în debutul acestei emisiuni, pe măsură ce vom acoperi situația de ultimă oră. O să încercăm pe final să mai avem în dezbatere și alte chestiuni care nu țin neapărat de această criză sanitară care ne ocupă, vorba unui clasic, în viață tot timpul. N-avem ce să facem.
depindem foarte mult de ceea ce se întâmplă în ceea ce numim criza sanitară SARS-CoV-2. Buzăul, altădată o zonă lipsită de griji, are acum fără doar și poate ceea ce numim transmitere comunitară a acestui coronavirus, acestui virus ce ne-a răsturnat lumea cu totul. O să încercăm să luăm pulsul comunității atât din punct de vedere oficial de la autorități, cât și de la colegii noștri jurnaliști și chiar de la dumneavoastră, pe care vă aștept să vă dați cu părerea despre ceea ce se întâmplă acum în jurul nostru, ce ar trebui făcut până la urmă pentru a depăși cu toții această stare, unde sunt punctele slabe ale societății noastre, ce am putea să facem. Aș vrea să-i rog pe colegii mei să ia legătura cu colega mea, Marilena Dinu. Ea este cea care acoperă 24 de ore din 24 această criză, o documentează foarte, foarte bine și, după cum vedeți, pe șansanews.ro, vârful de lance al trustului nostru în ceea ce privește informațiile, ca și Focus FM regional și, desigur, ca și Focus TV, vă ține la curent pe dumneavoastră cu tot ce înseamnă noutate pe această zonă. Sigur că unii dintre concetățenii noștri se află în situația de a nu mai ar fi sătui, de a fi sastisiți de subiectul respectiv, câtă vreme ei nu au o problemă în familie printre cei dragi, subiectul cumva este dat la o parte. Alminteri pe stradă, uitându-ne, avem parte de aproximativ ceea ce denumim normalitate. Foarte puțin dintre concetățenii noștri mai respectă acele norme de distanță fizică între noi, de purtarea măștii. Sigur că acum sunt aproape 40 de grade la nivelul solului în oraș, e foarte, foarte cald, e caniculă. E aproape imposibil să poți sta cu masca pe față când trecem unul pe lângă altul. În incinte, unii poartă, alții nu poartă. Bun, e un fel de a spune că da, începem să sfidăm această pandemie. Nu știu dacă e bine sau e rău, specialiștii spun că nu e bine și că trebuie să fim tot timpul cu garda ridicată, să nu lăsăm niciodată garda jos. De aceeași părere sunt și eu, pe principiul, pe zicala românească, conform căreia paza bună trece primejderea. Sigur că nu e atât de complicat acum, după ce am aflat că până la urmă întreg mapamundu și toți specialiștii sunt de acord că deocamdată singurele mijloace care ne apără și care s-au dovedit cât de cât eficiente sunt acea respectare a igienei, da? Nu o să mai reiau toate subiectele astea cu spălatul pe mâini și toate celelalte, și distanța dintre noi, plus respectiva mască. Am aflat astăzi cu stupoare că multe dintre măștile ce se găsesc în comerțul nostru, prin farmacii, prin marketuri și prin alte părți, sunt neconforme, dar nu ne apără, ne protejează. Dar nu știm care este proporția și care sunt acelea. În sfârșit, ca în România se întâmplă, dar nu numai în România sunt lucrurile acestea, cei care au fost puși în gardă și au reușit să ne aducă măști dintre astea, să ne punem noi la nivelul de bot, și care au făcut mari afaceri, sigur au ieșit din foame. Da? Cu timpul o să vorbim probabil și despre asta, după ce se va rezolva cât de cât criza. Alături de noi este, așa cum vă promiteam, colega mea Marilena Dinu, pe care o și salut, sărut mâna! Bun găsit, doar da, bun. Hai să începem prin a ne face obișnuitul raport, ca să zic așa, al zilei, din punctul de vedere al jurnalistului care ești și care se ocupă 24 de ore din 24, practic, de criza COVID-19 de la Buzău. Te ascultăm. Da, asta e joia neagră, dacă îi spun așa, Doru. Avem foarte multe vești, din păcate, nu foarte bune. Cifrele arată cam așa. Am ajuns la un total de 713 tiri în județul nostru. Cred că avem o problemă cu sunetul. Hai să încercăm să refacem legătura.
se aude întrerupt, dragi prieteni. Marilena, scuză-ne puțin, refacem cumva legătura să vedem, altfel nu ne înțelegem. Spunea Marilena că traversăm așa numita Joie Negre, titlul unei celebre opere, da, care se numește Joia Neagră și care, sigur, pentru cei mai de vârsta mea trezește amintiri, pentru cei de vârsta mea această sintagmă trezește amintiri. Ba, rog, dacă acum se aude, reluăm discuția noastră, dacă nu, o să vă zic așa că știrea ultimă și care ne-a luat prin surprindere era faptul că întreaga conducere a Direcției de Sănătate Publică a fost lovită, da, de COVID și se află internată în spital. Ieri am aflat că doamna Scântei, șefa departamentului de epidemiologie, a fost descoperită și confirmată ca fiind infectată cu COVID-19. Astăzi am aflat că și directoarea Ungureanu se află în aceeași situație și avem un interviu pe șansa.news.ro în exclusivitate, cum deja v-am obișnuit, în care doamna Ungureanu ne spune cum s-a întâmplat lucrurile. De asemenea, o să-l auzim și noi aici, în emisiunea noastră, acest interviu. Până la urmă, mai mult decât atât, ce se poate întâmpla? Dacă și cei de la Direcția de Sănătate Publică au ajuns în situația asta, cam asta e criza. Bun. Marilena, ne auzim? Eu te auzim. Bun. Bine. Te rog, mi-am dat masca să mă auzi mai bine. No, așa cum... avem aceeași problemă, îmi dau seama. Ia. Acum ne auzim mai bine, te rog? Da, cred că da. Vezi să nu cumva să ai tu o problemă cu telefonul. Da, hai. Da, dacă ne auzim mai bine, o să reiau ceea ce am spus și anume faptul că astăzi am ajuns la un total de 613 îmbolnăviri în județul nostru, asta după ce în ultimele 24 de ore avem 30 noi confirmări. Printre aceste 30 noi confirmări se numără și doi angajați, două persoane cheie în gestionarea crizei COVID-19 în județul Buzău, doi angajați de la Direcția de Sănătate Publică. Acesta este și motivul pentru care mă aflu în aceste momente aici, la sediul Direcției Sănătate Publice din județul nostru. Este vorba despre medicul Carmen Scântei, despre care am relatat în exclusivitate încă de ieri, iar astăzi de dimineață ne-a venit un comunicat de la prefectură prin care eram anunțați că printre cei confirmați în ultimele 24 de ore se numără și directorul acestei instituții și anume Cristina Ungureanu. În exclusivitate am stat de vorbă cu dumneaei astăzi, de pe patul de spital, cu o stare de sănătate bună și o stare psihică bună. Ne-a spus că rezultatul i-a venit aseară, târziu. Nu a fost... A fost pentru dumneavoastră un moment greu, dar pentru că are o stare de sănătate bună, fiind asimptomatică, este mai ușor să treacă peste această perioadă. Este internată la secția de boli infecțioase din județul nostru, din municipiul Buzău și împreună cu medicul Carmen Scântei încearcă de acolo atât cât pot și cât le permite starea de sănătate și mediul în care se află să ajute la coordonare a acestei crize în județul nostru. Menționăm că în acest moment activitatea este preluată aici la Direcția de Sănătate Publică de medicul, cer scuze, de directorul economic Daniela Dumitru, dar și de cei doi medici epidemiologi, Valentin Barbulis și Mirela Iorgu. Sunt medici veniți de la Spitalul din Râmnicu Sărat și Spitalul Săpoca. Acestea sunt două dintre cele 30 de confirmări venite astăzi, însă tot în ultimele ore ne-a venit și confirmarea pentru, și atenție, este o informație de ultima oră, un medic, este medic la secția pneumologie din Spitalul Județean, astfel că în acest moment sunt internate 5 cadre medicale în total în județul nostru, dar totalul cadrelor medicale din Spitalul Județean infectate este de 44, cu mențiunea, așa cum am spus, doar 5 mai sunt internate, restul de 39
sunt vindecate și sunt acasă în unele dintre ele s-au întors la serviciu, altele sunt acasă în concediu medical. Restul pacienților, pentru că așa cum am spus, 30 de noi confirmări în ultimele 24 de ore, au vârste între 7 și 85 de ani și au fost internate fie la Spitalul Râmnicu Sărat, fie la Spitalul Județean. Odată cu aceste confirmări și cu aceste creșteri din ultimele zile, bineînțeles că și capacitatea de ocupare în aceste unități medicale desemnate pentru pacienții COVID-19 încet, încet se ocupă la 100%. Încă de ieri în spitalul municipal nu mai erau locuri libere, iar în secția, în cele două secții exterioare din municipiul Buzău mai erau ieri doar 9-4 libere, astăzi mai sunt 6, 4 libere, dar vin în continuare suspecții, persoane cu simptome, chiar și febră, deci avem mai puține persoane asimptomatice printre cele confirmate, avem multe persoane cu simptome și fiind suspecți cu simptome, sunt internați tot în aceste secții exterioare ale Spitalului Județean, cel puțin așa ne-a spus managerul Spitalului Județean din Buzău. Tot printre ultimele confirmări din județul nostru se numără și doi angajați ai primăriei Râmnicu Sărat. Astfel, primăria din Râmnicu Sărat este a doua instituție în care se înregistrează confirmări COVID-19, prima primărie din județul nostru fiind cea din Râmnicelu, la momentul în care acolo a fost focar. La primăria din Râmnicu Sărat, confirmările însă au venit în acest weekend. Este vorba de administratorul primăriei și de unul dintre șoferi. Ambii sunt internați în acest moment la spitalul din Râmnicu Sărat, au o stare de sănătate bună. Iar, așa cum am scris deja pe Șansa News, viceprimarul din municipiu ne-a asigurat că activitatea din primărie decurge normal, nu este afectată și nicio altă persoană nu se află în izolare în acest moment și nici nu au mai fost simptome acolo înregistrate la niciun alt angajat. Cam acesta este tabloul cifrelor de astăzi, la care se adaugă și două decese, Doru. Vorbim de un bărbat în vârstă de 89 de ani și de o femeie în vârstă de 73 de ani. Ambii au fost internați la spitalul din Râmnicu Sărat. Vorbim de bolnavi cu multiple afecțiuni. De exemplu, bărbatul avea și o insuficiență renală cronică acutizată, insuficiență cardiorespiratorie acută, anemie secundară gravă, dar și o tumoră vezică urinară recidivată. Iar femeia în vârstă de 73 de ani avea diabet zaharat, insuficiență respiratorie cronică, plămân unic chirurgical, insuficiență renală cronică, insuficiență multiple de organe. Deci vorbim de bolnavi cu multiple afecțiuni care odată infectați cu SARS-CoV-2, iată, nu au mai putut fi salvați. Bun. Întotdeauna o să fie o discuție foarte amplă în legătură cu cât anume influențează contaminarea, infectarea cu acest COVID-19, persoanele foarte vulnerabile cu comorbidități și așa mai departe. Bun, situația e destul de complicată, pe zi ce trece ea devine și mai complicată. Dincolo de numărul mare de persoane infectate și simptomatice deja, asta este o știre în știre, ca să zic așa, foarte important acest aspect, dacă până acum erau destul de multe persoane asimptomatice confirmate, acum, așa cum spunea și doctorul Zoican de la UPU, vin oamenii cu simptome, se duc la spital și acolo sunt descoperiți după ce sunt testați. Asta înseamnă transmitere comunitară, eu zic că avansată deja. Accentuat, am auzit accentuate termenul, mă rog, accentuat. Mulți specialiști de la centru, inclusiv ministrul sănătății. Nu contest modul în care se exprimă oamenii ăștia, că nu mă pricep. Acum, ți-aș propune să luăm legătura cu prefectul județului Buzău, persoana care e cea mai sus plasată din punct de vedere al responsabilității față de criza asta care se manifestă acum, cu destulă pregnanță în județul nostru. Poate domnul Dimian, dacă ne răspunde, ne va spune și de ce am ajuns în situația asta, dar până să ne spună domnia sa, care e părerea ta, de ce suntem acum în acest vârf de contaminare? Albinder și țara întreagă se află în acest proces.
totalmente împotriva a ceea ce ne așteptam să apară. Da? Ziceam că vine vara, că scade nivelul de transmitere, că o să iei la mare, la... în sfârșit. Bun, dar cred că ne-a răspuns domnul prefect Dimian, te rog să mă ierți, Marilena. Bună seara, domnule prefect Dimian. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Încep prin a vă mulțumi pentru faptul că sunteți, fie și prin intermediul telefonului, alături de noi și de emisiunea noastră, de telespectatorii noștri. Cu plăcere. Dimian, lucrurile se complică, după părerea multora dintre buzoienii care urmăresc ceea ce denumim generic criza SARS-CoV-2. Acum, v-aș întreba pe dumneavoastră ce urmează, dacă aveți un plan de acțiune pentru diminuarea efectelor acestei crize, dacă există posibilitatea de a mai găsi, de a suplimenta cu personal medical, există o criză a specialiștilor, destul de puțini specialiști, infecționiști, în mod special în sistemul sanitar buzoian, care să gestioneze această situație. Vă ascult. Da. Bun, referitor la această situație, nici Buzău nu putea să facă o excepție în afara tabloului general de la nivel național. Sigur că da, din momentul în care a încetat starea de urgență și s-a instituit starea de alertă, ulterior, prin relaxările repetate care au fost dispuse și care până la urmă probabil sunt firești, pentru că pe de altă parte și economia trebuie să funcționeze. Iată că suntem în această situație de dispersie comunitară a acestui virus. Deocamdată, din punct de vedere al personalului medical, nu spun că poate nu ar fi bine să avem mult mai mult personal medical specializat în virusologie, dar deocamdată acestea sunt resursele pe care le avem și încercăm să le folosim cât mai eficient. Sigur că da, noi nu putem să spunem că am încetat aplicarea unor măsuri preventive. După cum știți, în weekend, în cursul săptămânii, am avut împreună cu forțele MAI diverse și împreună cu DSP-ul totodată diverse activități, diverse acțiuni de control, atât la instituții de sănătate publică, fără să le mai nominalizez, ați văzut unde de fiecare dată mai găseam și câte o îngrămădeală și câte o îmbulzeală, și la alte instituții, nu numai la cele de sănătate publică. Încercăm să ne facem simțită prezența, încercăm să conștientizăm cât mai mult cetățenii municipiului și județului nostru direcția de a respecta măsurile acelea universal valabile de siguranță sanitară. Aceasta este situația în momentul de față. Bun. Am înțeles. Cu cine comunicați acum? Cum gestionați de vreme ce întreaga conducere operativă, să spun așa, direcția de sănătate publică este pe patul de spital? Cum reușiți să gestionați încă o dată situația? Pentru că da, nu prea mai aveți cu cine lucra în sensul ăsta. Eu, la cârmă, e un economist. Mai complicat. Nu se poate spune că nu avem cu cine să lucrăm. Lucrăm în continuare cu personalul care există acolo și care a și lucrat până acum. Deci nu a fost un personal ținut pe o bancă de rezervă și nu. Acești oameni care au preluat conducerea Direcției de Sănătate Publică au lucrat în continuare acolo de la începutul pandemiei și până în prezent. Sunt oameni obișnuiți cu problematica și știu să o administreze. Deci nu, din punctul ăsta de vedere, activitatea Direcției de Sănătate Publică este continuată și nu avem probleme de genul ăsta. Întrebarea de bază este totuși, de ce am ajuns în situația asta? Noi ne așteptam să avem mai puține cazuri și nu știu, să fie un trend descendent și iată-ne, din potrivă, cel puțin la Buzău, avem din ce în ce mai multe cazuri, mai multe victime, mai mulți confirmați ca fiind infectați și așa mai departe. Care sunt cauzele, din punctul dumneavoastră de vedere, ca șef al acestui comitet județean, care aveți cele mai multe informații din teritoriu? Așa cum v-am spus și mai devreme, Buzău face și el parte din acest tablou existent la nivel național. Cauzele sunt multiple, iar rezultanta este corolarul acestor cauze, pentru că, așa cum ați menționat și dumneavoastră mai devreme, există
o mare rezistență din partea unei mari părți a populației în a respecta aceste reguli de igienă. Ca să o spunem într-un mod mai abrupt așa, marea majoritate a populației nu crede în existența acestui virus. Cum ați constatat acest aspect? Pe ce vă bazați când spuneți că marea majoritate a populației nu crede? Pe constatări pensionare sau... Am constatat și eu ca și dumneavoastră, atât din transmisiile media, cât și din constatările efectuate în mod direct din deplasările pe care le fac, că nu se poartă mască în instituții, în toate instituții, adică în momentul când merg la bănci, în momentul când merg în anumite magazine, stau cu masca pe față, dar o țin undeva sub bărbie. Pe de altă parte, nu respectă distanțarea socială. Ați văzut și dumneavoastră în diverse puncte pe Buzău, pe care eu în ultima perioadă am încercat să le rezolv situațiile astea, ați văzut că nu respectă distanțarea socială. A trebuit să fac apel la forțele de ordine, să fie prezente, ca să poată să... Dar cu mare efort, vă dați seama că nici nu mai există o legislație cu măsuri coercitive concrete care să poată fi aplicate. Să respecte această distanțare socială. Dar cum vă explicați, domnule prefect, că atâta vreme, luni de zile, oamenii au fost mai disciplinați și dintr-o dată, de ceva timp, au devenit nedisciplinați? Că eu nu prea pricep de unde atâta, până acum lumea a respectat, sau majoritatea au respectat și a respectat și acum nu mai respectă. E o schimbare de optică din partea oamenilor, de ce să nu creadă? Adică până acum au crezut și acum nu mai cred în existența acestui coronavirus? Și să vă spun, știți că în aceste luni de zile, o parte din, adică jumătate din acest timp a fost sub imperiul stării de urgență, când da. Erau și niște măsuri coercitive mult mai puternice și mult mai eficiente din punctul meu de vedere. Acum, probabil, asta este, probabil au simțit nevoia unei relaxări, că și în mass media s-a pronunțat foarte des cuvântul relaxare și relaxarea probabil în mentalul colectiv, asta a însemnat să ne întâlnim, să ciocnim probabil mai multe pahare și să ne apropiem unii cu alții, să ne luăm în brațe și iată că de aici s-a ajuns la această situație în care... Tot la televizor, domnule prefect, am văzut că la cele mai înalte niveluri din Palatul Victoria, de exemplu, a fost o relaxare dintre asta, am văzut niște poze, adică asta e. Le-am văzut cu toții. Le-am văzut. Asta zic, adică... Sunt în anumite momente, oamenii simt nevoia să indiferent depuleze, la ce nivel astea. Sunt, vedeți? Da. Câtă vreme de acolo, de unde ne vine nouă ora exactă, s-a văzut relaxare, oamenii au zis, mă gândesc și eu, hai să ne relaxăm și noi, dacă oamenii de acolo care sunt mai deștepți ca noi să relaxează. Știți ce se întâmplă? Eu nu acuz pe nimeni, dar am stat aceste lucruri. Da. Asta este situația. Asta, apropo de întrebarea dumneavoastră, da. Cum îmi explic dispersia aceasta masivă a virusului în masă? Da. Asta este situația. Da. Deci, dumneavoastră, ca să concluzionez, spuneți, domnule, nu se mai respectă normele acelea minime de... Susțin cu toată convingerea că este unul dintre cele mai importante. În aceste condiții există soluții pentru a salva ce se poate salva din această situație? Ce credeți că ați putea să mai faceți în plus de ce ați făcut până acum? Dincolo de apeluri, transmise prin media și de exemplu personal și de mers printre oameni și de explicat în mod direct mai multe, ce ați putea face? Domnul Gheorghe, noi nu facem rabat la niciun fel de efort care ar trebui și care ar putea fi eficient din punctul nostru de vedere. Dar odată cu trecerea de la starea de urgență la starea de alertă și la această relaxare, responsabilitatea trebuie să se înțeleagă faptul ăsta, că responsabilitatea a trecut de pe umerii noștri, pe umerii fiecărui cetățean în parte. Dacă nu este înțeles acest mesaj, atunci ne vom confrunta în continuare cu astfel de probleme. Nu, am înțeles asta. Cu toate acestea, dacă îmi permiteți o apreciere, statul român, prin instituțiile lui, acest stat român, constituțional vorbit, este obligat să ne apere sănătatea publică. Asta e obligația statului român, da? Este așa?
Generic vorbind, nu generic. Ad literam prevederile Constituției, da, dar statul român nu poate fi acuzat că până acum guvernul nu a întreprins măsuri. Nu, n-am spus și asta. Nu a efectuat... Nu, n-am spus asta, dar a spune că singurul cetățean nu este responsabil pentru ce se întâmplă acum, e o chestiune pe care o observ și eu cred că statul român ar trebui în continuare să asume niște responsabilități față de ceea ce se întâmplă în această minunată țară. Asta statul zic. Român în continuare și prin guvern își asumă responsabilitatea, vedeți bine. Vine cu măsuri de susținere a economiei, vine cu măsuri de susținere pe linie socială prin plata unor părți din salarii, ați văzut până la 41,5% din salarii, prin plata șomajului. Deci nu putem spune că nu se implică, dar se implică, se poate implica în momentul de față numai pe această direcție. Pe partea cealaltă trebuie să vină și cetățeanul, în schimb, cu un efort minimal de înțelegere acestor măsuri de siguranță sanitară. Am înțeles. În legătură directă cu noi, domnule prefect, este și colega mea, Marilena Dinu. Marilena, dacă dorești și dacă dumneavoastră, evident, domnule prefect, acceptați să vă întrebe și Marilena ceva, vă pun în dialog. Marilena, deci. Bună seara, domnule prefect. Da, slavă. Câteva întrebări pentru domnul prefect, okay. Dacă ne poate răspunde. Da. În primul rând, mă auziți? Cam sacadat, încerc să-mi dau seama. Ok. Așa. Aș vrea să știu dacă în acest moment există vreun plan, ce să-i spunem, în gestionarea acestei crize, în condițiile în care, iată, numărul noilor cazuri crește de la o zi la alta, iar unitățile speciale pentru internarea acestor pacienți sunt la capacitate maximă. Riscăm să nu mai avem unde să internăm bolnavii. Există vreun alt spațiu luat în calcul pentru internarea pacienților COVID-19? După cum știți, au fost stabilite mai multe instituții sanitare, mai multe spitale suport pentru preluarea acestor cazuri. Nu sunt numai în Buzău, sunt și în celelalte județe și noi avem o evidență și ținem legătura la nivel central și avem o evidență cu numărul de paturi existente și numărul de paturi ocupate și în cazul în care va fi necesar să distribuim o parte din suprasarcina pe care o să o avem, deocamdată nu avem, vom beneficia de sprijin de la nivel central, de la nivelul guvernului în acest sens. Adică pacienții vor fi transferați pentru că în acest moment pacienții gravi sunt transferați, dar cu foarte mare dificultate. Adică medicii se chinuie ore în șir, chiar și zile pentru a transfera un pacient în stare gravă la o unitate medicală din București sau în altă parte. Păi, spre exemplu, azi dimineață la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat, sau nu azi dimineață, în jur de ora 12, raportarea arăta 150 de bolnavi COVID internați, la această oră mai avem 145, 5 au fost externați. Deci există o dinamică pe care putem să lucrăm. Da, dar la limită. La limită, într-adevăr, dar așa am lucrat întotdeauna la limită, până la urmă ne-am descurcat, ați văzut, în toate situațiile. O altă problemă semnalată de spitalul de la Râmnicu Sărat, pentru că tot ați adus vorba despre această unitate medicală, acolo a mai rămas în acest moment un singur infecționist. Există demersuri astfel încât să fie detașate cadre medicale, pentru că este un singur medic infecționist la Râmnic, tratează, ați spus, 145 de bolnavi, este un medic pensionar, care după atâtea luni cu siguranță nu mai are forța necesară pe care o avea la începutul acestei crize. Sigur că da, facem demersuri în acest sens. O să urmează să primim un răspuns de la nivelul Ministerului Sănătății privind rezerva de cadre în acest domeniu de medici infecționiști și să vedem ce soluții găsim. Deocamdată situația este gestionabilă acolo. Dar ați cerut cadre medicale pentru unitatea de la Râmnic? Am solicitat, am avut câteva intervenții în cursul lunii trecute prin care am solicitat, dar având în vedere agravarea probabil a situației la nivel național, nu am dispus încă de rezerve pentru zona noastră.
Analiza fiind făcută și fiind, știți, după instituirea stării de alertă, fiind în responsabilitatea Ministerului Sănătății, în responsabilitatea directă a Ministerului Sănătății. Și o ultimă întrebare. Nostru, știu că la un moment dat a fost o nemulțumire venită de la sindicatul Sanitas cu privire la acordarea acelor stimulente. Liderul de sindicat Sanitas din Spitalul Județean, care este angajat și în Spitalul Județean, spunea că nu este corect că aceste stimulente sunt acordate doar pe perioada stării de urgență și mai ales acum când la Buzău, iată, sunt mai multe cazuri în stare de alertă decât în stare de urgență. Dacă ați primit aceste nemulțumiri de la Sanitas și dacă le-ați transmis mai departe, dacă sunt ceva soluții, semnale pe care le-ați primit dumneavoastră la rândul dumneavoastră? Nu numai că am primit aceste semnale, am ținut o ședință a Comisiei de Dialog Social în care dânsii și-au prezentat nemulțumirile. Bineînțeles că am luat act de ele, unele au suferit unele amendamente și le-am transmis mai departe factorilor decidenți. Vreun răspuns ați primit? Nu am primit încă un răspuns. Da. Mulțumesc, atâta am avut de întrebat. Mulțumim și noi, Mariana, pentru intervenții. Bun, o ultimă întrebare mai am și eu pentru domnul prefect. Spuneți-mi, domnule prefect, simțiți nevoia de a spune că ar fi nevoie de niște măsuri guvernamentale care să vă ajute să gestionați mai bine situația asta ascendentă a infectărilor COVID-19? Știți ce se întâmplă? Dacă putem să discutăm și din punct de vedere personal, dar fiind reprezentantul guvernului în teritoriu, eu reprezint aici, cum să vă spun, punctul de vedere al guvernului și trebuie să mă înțelegeți. Da, am înțeles. În acest punct de vedere. Sigur, întotdeauna este loc de mai bine. În orice domeniu de activitate este loc de mai bine. Dar, în momentul de față, resursele sunt suficiente. Tot ce s-a mobilizat până acum din punct de vedere material și pecuniar nu reprezintă, să știți, cum să vă spun, valorii de neluat în seamă sau activități desfășurate așa de dragul de a fi desfășurate. Nu, au fost activități desfășurate în mod serios, s-au asumat responsabilități, să știți că totuși rezultatele s-au văzut. Adică Eu mă referam la ceva de genul, dacă guvernul, la Ministerul Sănătății recte, te interveni astfel încât, de pildă, să poată să transfere cumva pentru o anumită perioadă de timp infecționiști din zonele mai puțin afectate, nu știu, din Harghita, Covasna, de pildă. Pot exista discuții în acest sens, dar aș vrea din nou să fac o precizare. Rog. Aici încolo, aceste măsuri sunt în directa responsabilitate a Ministerului Sănătății. Bun. Asta da, dar pentru asta Ministerul Sănătății trebuie să aibă din teritoriu niște semnale, adică dumneavoastră, prefectura sau alte instituții să spună, uitați, la noi situația e cam albastră și am avea nevoie de 2-3 infecționiști pe care să-i transferăm aici pentru o perioadă scurtă de timp și să ne ajute să gestionăm mai bine toată treaba. Asta era ideea. Pe lângă informațiile pe care prefectura le transmite în mod instituțional, știți că Ministrul Sănătății a efectuat de vreo două vizite în județul nostru, o dată la Râmnicu Sărat, o dată la Buzău, deci situația se cunoaște, să știți. Bun. Dacă se cunoaște, e bine. Eu nu spun că nu se cunoaște, doar că între timp ea se schimbă în sensul acesta, adică se schimbă de la un minut la altul. V-am spus, este în dinamică, asta e da. Situația, da. Da. Bine, domnule prefect, vă mulțumesc foarte mult, eu vă urez succes. E o perioadă destul de grea și sigur că da, aveți o mare responsabilitate și dumneavoastră și o mulțime de altă lume, de vreme ce, iată, chiar această conducere a Direcției de Sănătate Publică a fost confirmată pozitiv la testul COVID-19. Mulțumesc încă o dată domnului prefect. Acum, înainte să încheiem, v-aș ruga să îmi permite să transmit și eu un mesaj. Vă rog. Tocmai. Că inclusiv conducerea DSP-ului, pentru cei care încă nu cred în existența acestui virus și a repercursiunilor pe care acesta le are asupra sănătății populației, vedeți că el nu iartă pe nimeni. Deci, haideți să încercăm să eliminăm aceste speculații și să înțelegem că acest virus este
extraordinar de prezent, extraordinar de puternic și creează daune nu numai în mod individual, ci și la nivelul întregii societăți. Daune pe care uneori nu putem, cum să vă spun, o armată de oameni să putem să le înfruntăm și să le eliminăm în mod eficient. Bun. Vă mulțumesc foarte mult, domnule prefect, pentru intervenția dumneavoastră. Marilena, am rămas împreună să încercăm să comentăm în 2-3 minute ceea ce se întâmplă acum în Buzău și în Vrancea, dar mai cu seamă în Buzău, că aici lucrurile escaladează, se pare, mai repede. Vrancea s-a obișnuit deja cu trendul ăsta. Vreau să spun așa că tot aud în ultima vreme și domnul prefect a spus asta. Deci, domnule, constatul că o grămadă de oameni nu cred în existența virusului. Nu cred. Aici e o chestiune care pe mine mă indignează. De unde știm noi câți oameni nu cred în existența virusului, de tot băgăm în față pe asta? Una e să crezi în existența virusului și alta e să încerci să supraviețuiești vremurilor, adică să nu te duci să te dai cu capul de pereți că există virusul ăsta. Adică am nevoie de mai multă luciditate în gestionarea trebilor, asta încercam eu să spun. Te ascult, Marilena, acum cu concluziile tale jurnalistice. Da, nu știm, este adevărat, nu știm ce gândește fiecare dintre cei din jurul nostru, dar putem să observăm dacă sunt respectate sau, pe scurt, putem să observăm ce atitudine au oamenii în momentul în care ies din casă, când îi întâlnim la piață, când îi întâlnim în oraș, pe stradă, în parcuri, acolo ne putem da seama în funcție de atitudinea pe care o au, dacă au vreo măsură de protecție împotriva acestui virus. Și atunci, automat, dacă vedem un om preocupat să stea cu masca și să o poarte corect, ne dăm seama că cel puțin vrea să respecte regulile impuse. Indiferent dacă crede sau nu crede, respectă regula. Apoi, dacă vedem poate un grup de oameni sau de mămici, ca cum de exemplu am văzut ieri, locurile de joacă din oraș nu sunt deschise din parcuri, dar ieri am văzut foarte multe mămici cu copiii micuți la locurile de joacă. Într-adevăr, este greu să ții acum un copil în casă, nu spune nimeni să-l ții în casă, îți spune să îl lași să se joace, să ieși cu el în parc, dar dacă acele locuri de joacă tu știi că nu sunt deschise și au fost puse acolo tot felul de panouri și alte măsuri care să arate că acel loc de joacă nu putea fi folosit, dar au dispărut pentru că oamenii le-au distrus cel mai probabil. Și atunci ține de conștiința fiecăruia și așa ne putem da seama doar de atitudinea pe care o are fiecare. Nu neapărat știm ce gândește despre virusul respectiv. Marilena, și legat de acest aspect, inclusiv primarul din Râmnicu Sărat a lansat aseară un apel către râmniceni și nu numai, spunând că dacă nu se vor respecta aceste reguli, va exista la un moment dat riscul ca sistemul medical din județ să se blocheze sau lucrurile să ajungă într-un punct în care pot fi controlate cu mai mare dificultate decât sunt în acest moment. O să vorbim și noi cu domnul primar Sorin Cărjan de la Râmnicu Sărat. Doar că fac o observație, nu știu dacă și tu ai constatat, eu cred că da, parcă am avut această discuție la un moment dat. Informările oficiale venite de la instituțiile statului român cu privire la această pandemie sunt, pe zi ce trece, mai laconice, mai eliptice, mai fără conținut, mai fără informație. Ai observat asta? Da, am observat. Bun. Sincer, am ezitat la un moment dat, pentru că în momentul în care mi-a venit această întrebare în minte pentru domnul prefect, deja era pe punct de a ieși și am zis cu altă ocazie, aș vrea să-l întreb pe domnul prefect cu privire la credibilitatea acestui virus, poate dacă ar fi fost mai comunicativ de la începutul acestei crize, pentru că ne aducem aminte când a debutat criza în martie, ne chinuiam să aflăm informații pentru că nu existau foarte puțin comunicările oficiale la ora 1 și dacă veneau, adică ne-am luptat să obținem niște informații de-a lungul timpului în ceea ce privește comunicarea, au existat mai multe
multe schimbări. La un moment dat nu se mai comunicau cazurile pe fiecare județ în parte. Apoi la început ni s-au dat de unde sunt fiecare, de unde este fiecare persoană. Iar acum s-a ajuns ca să nu mai știm decât numărul și segmentul de vârstă din care, în care se încadrează persoanele nou diagnosticate. Bun. Fără să se mai comunice oficial prin acel raport trimis la ora 1 și aprobat de grupul de comunicare strategică, dacă vorbim de medici, dacă vorbim de persoane din instituții publice, știm doar numărul persoanelor diagnosticate și ce vârstă au și cam atât. Bun. Dar de ce oare se întâmplă lucrul acesta? Adică dacă vrei să ai pentru publicul pe care, care îți plătește și te-a pus acolo să conduci această țară, dacă vrei să îi comunici, să comunici poporului niște lucruri, de ce, nu, de ce restrângi comunicarea de acest tip? Adică, din acest punct de vedere, oamenii încep să creadă din ce în ce mai mulți în tot felul, dau drumul la teoriile conspiraționiste în legătură cu subiectul. Asta e, asta e rezultatul. Și de speculații pentru, păi pentru asta fiecare. E. Practic, oricum e liber fiecare să creadă ce vrea, că nu poți să îi induci cuiva atât de mult o idee și să-l convingi de ceva, dar poți să-i etalezi lucrurile, să-i prezinți lucrurile așa cum sunt și de acolo fiecare să-și adică culeagă ce informații are nevoie. Dintr-un și număr total de oameni confirmați, să zicem, nu știu, pe zi s-au confirmat în județul Buzău 30 de cazuri. Dom'le, m-ar interesa să știu cât sunt simptomatici și cât sunt asimptomatici din toată combinația asta. E important de știut. Nu se mai comunică decât... Păi nu, dar e important că dacă unul singur e asimptomatic, e o situație. Dacă din 30, 29 sunt simptomatici, e o altă situație. Nu? Așa este. Și acesta este aspectul pe care l-am observat în ultimele zile. La nivel de țară de asemenea. Noi persoane confirmate nu mai au legătură una cu cealaltă. De exemplu, astăzi din 30, doar 5 sunt membri ai aceleiași familii. Restul sunt persoane care nu au legătură una cu cealaltă. Decât vorbim de aici de situația de la Direcția de Sănătate Publică, unde vorbim de doi angajați colegi, să-i să spunem, dar în rest nu au legătură unii cu ceilalți, dar nu asta și era nu mai știm, în majoritatea sunt cu simptome cei care vin, pentru că au fost diagnosticați în urma prezentărilor la unitatea de primire urgență sau la acele laboratoare private. Au fost singuri și s-au testat și așa au aflat. Stai puțin că la laboratoarele private nu știm dacă sunt simptomatici sau nu. Poate că s-au dus fără să aibă niciun simptom. Din declarațiile pe care le-am obținut de la un, nu de la un laborator, practic este informația specificată pe fiecare, pe site-ul fiecărui laborator. Sunt testate acolo doar persoanele asimptomatice. Cel puțin acestea sunt informațiile oficiale pe site-urile lor, că acceptă la testare doar persoane asimptomatice. Păi, bun, eu aș vrea să știu pe felii, adică e important de știut că așa îți poți face o idee. Mă rog, eu așa cred. De vreme ce tu restrângi informația, dai drumul la tot felul de speculații, iar speculațiile nu duc decât la ceea ce vedem acum că se întâmplă. Oamenii spun, mă, dacă e așa și pot să interpretez cum vreau eu, hai să interpretez cum vreau eu situația asta. Da? Despre asta vorbim. Mulțumesc foarte mult, Marilena. Dinu, alături de noi, prin telefon, este primarul Râmnicului, domnul Sorin Cârjan, pe care îl salut și mulțumesc pentru prezență în emisiune. Bună seara! Vă salut și eu, bună seara și telespectatorul noastră. Îmi cer scuze, sunt pe drum, sper să mă auziți. Da, vă auzim, da, e în regulă, din punct de vedere tehnic. Domnule primar, lucrurile în accepțiunea dumneavoastră sunt din ce în ce mai complicate. Ați simțit nevoia și simțiți în continuare de a spune niște lucruri. Vă ascultăm cu credința că orice lider de comunitate, între care vă numiți și dumneavoastră, au obligația de a transmite ceva celor pe care îi reprezintă. Și de aceea, iată, vă creăm această posibilitate să spuneți ce credeți că e de spus acum pentru comunitatea dumneavoastră și pentru buzoieni în general. Vă ascult. Eu vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vorbesc prin intermediul dumneavoastră cu locuitorii județului Buzău, având în vedere că Spitalul Municipal Râmnicu Sărat deservește întregul județ acum de ceva vreme împreună cu două secții din Spitalul Județean.
Dar înainte de aceasta, dați în voie să continui pe linia pe care ați vorbit, am prins câteva minute din emisiune. Este foarte corect demersul dumneavoastră de a cere o transparență și mai cu seamă o informare corectă și în timp real al instituțiilor care trebuie să informeze pe cetățeni. Eu însă m-am spus că trebuie să fim foarte preciși în a informa opinia publică și presa în general, pentru a nu ajunge la mâna unor speculații, ceea ce s-a și întâmplat. În această perioadă au fost foarte multe informații false care au intrat în spațiu public, pentru că în absența celor corecte, atunci au circulat acestea. Eu vă felicit și vă mulțumesc că ați fost printre cei care ați prezentat întotdeauna aceste informații care au făcut, să spunem, un tablou general corect asupra situației din județ. Bun. Pe de altă parte, demersul meu de ieri este unul cât se poate de obiectiv. Ieri am avut o nouă ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, am analizat situația din municipiu în contextul general, din județ și din țară, și am tras o concluzie tristă, să spunem, că este departe momentul în care am putea redeschide spitalul de la Râmnicu Sărat pentru populație și ambulatorul de specialitate, pentru că în ritmul în care se fac internările, și iată că între timp practic am ajuns la capacitate maximă de internare la Râmnicu Sărat, deci în ritmul acesta mi-e greu să cred că vom ajunge curând să redeschidem spitalul. De ce? Pentru că am părăsit foarte curând acea atitudine responsabilă. Fac o paranteză, eu nu sunt specialist, nu știu dacă acest virus este ucigaș sau nu. Nu am căderea să spun dacă tot ceea ce am făcut până acum era sau trebuia făcut sau nu. Dar pot să trag o concluzie ca și conducător de administrație locală că în ritmul acesta al infectărilor nu vom ajunge curând să ne declarăm liniștiți și mai cu seamă nu vom reda spitalul, când spun noi, ne gândim la autoritățile locale, nu vom putea reda spitalul râmnicenilor. Așa că îngrijorarea mea era legată de faptul că am părăsit această atitudine responsabilă, nu mai păstrăm distanța fizică, nu mai folosim mijloacele de protecție și relaxarea care s-a produs, e adevărat, nu doar la Râmnicu Sărat, nu doar în județul Buzău, ci în întreaga țară, dar ne va costa pentru că nu vom ajunge curând să retrăim viața de dinainte de această criză. Domnule primar, sunteți reprezentantul a mii și mii de oameni, aveți în spate o încărcătură sănătoasă de voturi și asta vă conferă legitimitate în ceea ce spuneți. Vă întreb în calitate și de primar și de cetățean, de ce românii au lăsat garda jos? Vreau chiar și o părere personală pe această temă, mă interesează. Nu sunt sociolog, însă vă pot spune dintr-o experiență trăită de zi cu zi cu oamenii. Pe de-o parte este legat de o precară informare a opiniei publice, nu vreau să fac o culpă cuiva sau un reproș cuiva, dar nu se poate ca acele informații care ar fi trebuit să circule zilnic, câți pacienți sunt, de ce sunt, din ce medii vin, care au fost, dacă vreți, cauzele favorizante care au dus acolo, în absența lor, oamenii zic, doamne, ne-au păcălit, a fost o manipulare, ceea ce se încearcă la nivel național, la nivel mondial, nu este decât... Intrăm în teoria conspirației. Deci, pe de o parte, pe de altă parte, faptul că dumneavoastră vorbește comunitatea râmniceană, săptămâni bune, luni bune, nu am avut cazuri. Abia acum avem, n-am să dau cifra că voi fi sancționat, dar câteva zeci de persoane din Râmnicu Sărat au fost pacienții ai spitalului municipal, câteva zeci, din câteva zeci de mii. Ceea ce înseamnă că, neavând o dramă în familie sau un caz concret, mi se pare că totul este o fabulație, totul este un scenariu și mi se pare că nouă nu se poate întâmpla. Ei, trist este că discutăm cu oamenii care au ajuns în calitate de pacienți la spital, ei trăiesc o dramă. Deci trăiesc o dramă nu atât fizică, ceea ce li se întâmplă în spital, ci mai cu seamă psihică, că nu înțeleg ce li s-a întâmplat. Bun. A fost o problemă și aici, de asemenea, după părerea mea, fără să fiu specialist, o mulțime de oameni au fost încarchiruiți în spitale, internați în spitale, bolens, nolens, fiind persoane asimptomatice, dar pozitive, da? Și au mers la spital. Da. Numărul mare de astfel de persoane care au stat acolo au alimentat această teorie a conspirației, după părerea mea,
și a dus la o anumită relaxare a oamenilor care spun, bă, ne-au băgat în spital pe acolo, nu știu, da. Acum avem în spitale oameni cu simptome, nu mai e niciun asimptomatic acolo, nu-i așa? Sunt oameni suferinți acolo la propriu, da? În spitalul Râmnicu Sărat. Este adevărat. Iată. Este adevărat. Iată, s-au schimbat lucrurile. Există și am văzut în anumite medii spunându-se, domne, ăștia care vin acum sunt aia care au fost Toma Necredinciosul. Uite-i, care nu s-au păzit. Am văzut și oameni, eu nu cred că doamna doctor Scântei n-a știut ce să facă și să se păzească și iată-o acolo, adică lucrurile sunt complicate, aproape că nu mai înțelegem nimic. Da. Un ultim mesaj, domnule primar, dacă mai aveți de comunicat, va trebui să luăm o scurtă. Doar atât am să rog pe buzoieni de data asta, pe locuitorii de Buzău. Haideți, pentru a proteja personalul medical din spitale care este la limita epuizării. Gândiți-vă că la Râmnicu Sărat există deja un deficit de medici care de la început sunt pe metereze. Deja au 2 luni și jumătate, 3 luni de când sunt zi de zi și tură de tură în serviciu și nu vor putea rezista la infinit. Dacă nu vom păstra minimile măsuri, care trebuie să recunoaștem, nu ne afectează foarte mult viața, atunci mi-e greu să cred că vom scăpa curând de acest scenariu în care spitalele se vor umple la refuz de pacienți și exact cum spuneați, în absența pacienților simptomatici, vor avea în spital doar pacienți cu probleme reale. Deci haideți să facem toți front comun și să încercăm să păstrăm măsurile pe care le-am păstrat într-o perioadă chiar cu multe privațiuni, pentru că este foarte puțin ceea ni se cere în raport cu cei care cu adevărat se luptă pentru viața noastră. Bun. Vă mulțumesc foarte mult, domnule primar Cârjan, pentru ceea ce ați transmis buzoienilor, râmnicenilor, bineînțeles. Vă urez o seară plăcută și, în sfârșit, să dea Domnul să fie bine. Va trebui să ne oprim aici pentru o scurtă pauză de publicitate. Imediat intrăm în partea a doua a emisiunii noastre. Încă o oră vom fi împreună. Vă dau și dumneavoastră cuvântul. Între timp o să am și alți invitați. Rămâneți pe recepție, ne întoarcem imediat. Da, prieteni, iată-ne din nou împreună, suntem la emisiunea Sens Direct, partea a doua ei din această joie, o joie complicată, punct de vedere sanitar. E ceea ce ne-am dorit cel mai puțin, dragi prieteni, să se întâmple și anume faptul că, da, avem din ce în ce mai multe confirmări. Pe de o parte. Pe de altă parte, totuși, lucrurile acestea păreau să fie previzibile de vreme ce românii se comportă, am mai auzit în mai multe locuri expresia asta, precum pendulul, adică de la extremă la alta. Când sunt foarte relaxați, când sunt foarte încordați și viceversa și tot așa. Adică această națiune foarte importantă, eu așa o socotesc, are această problemă și anume faptul că trece de la o extremă la alta foarte ușor. Și nu numai noi, toți cei de gintă latină, balcanici în general au această chestiune, anglosaxonii, nordicii și alții stabilesc mai degrabă o cale de mijloc, dar asta este și frumusețea poporului român, printre altele, că este sanguin și reactiv de foarte multe ori. Din acest punct de vedere eu mă mândresc că sunt român și că am reacție mai mult decât alții de pe acest pământ. Alături de noi, profesorul Călin Iosif este prin intermediul Skype, parcă nu? Bună seara, domnule profesor! Mulțumesc foarte mult! Bună seara, Georgiade! Ce faceți? Relativ bine. Relativ bine în ce sens? În sensul că mă interesează... E cald. E cald, da.
Nu ziceam că dacă vine căldura și vacanța scăpăm de COVID și uite că nu prea e așa, din nefericire. Da. Bun. Mă interesează părerea dumneavoastră ca observator al vieții publice buzoiene. Sunteți un om care circulați destul de mult, aveți în ultima vreme și ceva mai mult timp, fiind un tânăr pensionar, da. Ceea ce vă urez pensie lungă și ușoară și bănoasă. Doamne ajută! Doamne ajută! Cum vi se pare că reacționează oamenii în acest început de iulie, o lună estivală în care obișnuința ne spune că trebuie să ne gândim la concedii, să mergem la munte, la mare, în orice împrejurare, vorba cântecului vechi și așa mai departe. Oamenii pe stradă par destul de relaxați în condițiile în care autoritățile par din ce în ce mai încordate. Și nu că par, ci și sunt. Veștile, tehnic vorbind, matematic, cifric, da, sunt cele pe care le știm cu toți în creștere. Păi da. E taman invers de ce ne așteptam să se întâmple în această vară în care spuneam că n-o să avem probleme, că o să avem un val 2 pe la toamnă încolo și nu știu. Și uite că avem un al doilea val chiar acum, după cum spune chiar domnul Rafila. Vă ascult. Domnul Gheorghiade, eu încerc să... Vă rog. Avem o problemă cu conexiunea. Eu nu știu ce se întâmplă. E să împundă conducta cu păr. Despre ce vorbim mai? Nu e de la noi, e de la ei. Da, domnul Iosif vorbește la telefon? Păi cum să vorbească la telefon? Păi nu vorbea cu noi? Că parcă vorbea cu noi la un moment. Ziceam așa că ne așteptam extrem de puțin să avem această burdă. Bună seara din nou, ne auzim acum? Haideți să vedem dacă avem o conexiune mai bună. Așa. Reluați, vă rog, ideea, pentru că nu s-a înțeles mai nimic, s-a întrerupt. Vă rog. Ce vreau să vă spun, că acest număr mare de infectări din ultima perioadă, eu cred că se datorează și faptului că populația nu mai are încredere în guvernanți și încearcă, pe cât posibil, să-și adapteze sau să se comporte de o manieră alta decât cea recomandată de către specialiști. Faptul că s-a așteptat atâta timp relaxarea a făcut ca lucrurile chiar să se precipite și multă lume să ia deja decizia de a pleca în concedii, deși se știa că există pericolul de contaminare mult mai mare decât în alte perioade. Da. Într-adevăr, nu s-au deschis restaurante, hotelurile doar s-au deschis doar fără să asigure masa pentru cei cazați în aceste hoteluri și cum să vă spun eu, totuși cei care au vrut să plece în excursii, să plece în concedii, au plecat. Eu sunt convins că cei care nu au mers niciodată sau au mers foarte rar în concediu, nu s-au grăbit acum să plece. Și tot cei care, mai cu dare de mână să zicem, și-au permis să plece și în străinătate și chiar pe litoral sau la munte în această perioadă. Bun. Adică tot noi suntem vinovați în sensul ăsta, nu? Și noi suntem vinovați. Și noi suntem vinovați. Și populația are o parte din vină. Nici eu nu mai cred, credeți-mă sincer, vă spun. Nu mai cred în tot ceea ce ni se transmite pe toate canalele oficiale. Păi de ce, domnule? Mi-a format propria părere despre evoluția acestei pandemii și, bineînțeles, încerc să mă protejez atât pe mine cât și familia mea, renunțând la deplasările nenecesare și, bineînțeles, purtând după mine masca în permanență atunci când intru într-un spațiu public închis, afară, sincer, nu port mască. Deci în spațiu deschis chiar nu port. Bineînțeles, n-am fost în zone foarte aglomerate. Bun. Deci, cum să vă spun eu, și populația trebuie să fie mult mai responsabilă. Nu neapărat să ia de bun tot ce spune guvernul, dar să nu creadă că acest virus este este ceva nesemnificativ pentru sănătatea. Domnule profesor, ce ne costă? Este o banalitate. Ce ne costă pe noi fiecare dintre noi? Și aici cred că ține într-adevăr nu, de... Asta este. Nu ne costă prea mult să ne protejăm, chiar dacă nu avem încredere în declarațiile. Bun. Oficialilor. Nu avem încredere, avem propria părere. Și eu am o proprie părere în legătură cu ce se întâmplă acum și dumneavoastră la fel și colegul Ciprian de la cameră și toată lumea are câte o părere. Propria părere, că de aia suntem oameni cu rațiune, dar să avem păreri printre altele și avem păreri. Dar dincolo de asta,
Înțelepciunea populară, iertați-mă și termin, spune așa, domnule, paza bună trece prin mijloșterea. Păi dacă e așa, de ce să nu ne păzim? Atâta, în rest... Exact, exact. Exact. Adică nici să nu ne luăm despre cei care spun că, domnule, nu este nimic, este o exagerare totală și că eu, cum să spun eu, scenariile acestea legate de 5G, legate de Bill Gates, legate de nu știu cine, de chinezi, de americani. Nu se confirmă și această pandemie chiar există, deși la un nivel, cum să spun, pe care fiecare îl interpretează într-un fel propriu. Bun. Există sau nu există? N-are nicio importanță. După părerea mea, virusul ăsta n-are cum să nu existe, ca oricare. Sunt miliarde de alte virusuri care există. Există. De ce n-ar exista și ăsta? Nu văd. Nu așa se pune problema. Există, există. Deci nu așa se pune problema. Există niște oameni care se îmbolnăvesc, iarăși o realitate, punem mâna pe ei și vedem, da? Nu știu câți și nu știu cum aici cu cifrele. Am și eu niște păreri. Cum sunt cifrele astea, cum sunt confirmările, cum sunt neconfirmările. Dar nu mă feresc să le... Nu pot dovedi ce gândesc și câtă vreme nu pot dovedi, nici nu colportez altfel de informații, le iau de bune pe astea oficiale. Singura problemă care se ivește în acest moment este modul în care ni se și comunică toate chestiunile astea. Exact. Adică... Dar știți care este povestea? Că nu numai ei nu știau comunicat. Nu! În toată lumea. Deci da. Americanii, OMS-ul, englezii, deci conducerile principalelor țări europene au comunicat prost. Ai noștri n-au fost nici ei, n-au ieșit din această paradigmă. Deci toată lumea a comunicat prost. Înțelegeți? Păi și bun. De aici neîncrederea nu numai a românilor, ci în general a întregii populații cu privire la această pandemie și la efectele acestui virus. Suntem oameni lucizi. Păi dacă noi doi vedem chestiunea asta, care mie mi se pare de domeniul evidenței, nu sunt și alții care văd, oameni cu putere de decizie, nu eu aici, că stau la masa asta albă și vorbesc cu dumneavoastră și facem o emisiune de televiziune regională. Oameni cu mare responsabilitate, mare încărcătură. Oamenii ăștia nu văd că rateurile astea comunicaționale creează niște probleme? Practic. De aici cred că s-a ajuns la această neîncredere a populației. Uitați-vă că sunt deja, cred că, a patra lună de pandemie. Da. Vedeți vreo îmbunătățire a nivelului de comunicare din partea guvernanților sau din partea celor, cum să spun eu, abilitați nu. De către guvern să comunice date publice despre această pandemie? Părerea mea personală este că nu. Tocmai ce vorbeam puțin mai devreme cu colega mea, Marilena Dunuș, care spuneam că sunt din ce în ce mai eliptice și mai lipsite de informații comunicările instituțiilor publice românești în legătură cu pandemia asta. E invers de când ne așteptam, adică românii care devin care nu cred în anumite chestiuni ar trebui să fie convinși să creadă, nu? Dacă vrem să luptăm cu eficiență împotriva acestei pandemii, nu? Păi și atunci cum să-i convinși exact. Decât informându-i, nu? Nu încercând să le iei din informații și lăsându-i să creadă altele. În informațiile care ne sunt transmise și, cum să spun eu, să nu se mai joace cu dileme de rigoare niciun fel cu cifrele pe care le sunt publicate din teritoriu. Pentru că am înțeles și eu și... Să luăm pe domnul Voicam, vă rog. Să sunteți de acord cu asta, că s-a folosit acest joc al cifrelor pentru a provoca anumite stări în rândul populației. Mai ales legat acum de ultima perioadă, într-o zi am înțeles că au fost comunicate cifre din zilele anterioare. De ce? Ca să se dea un număr mai mare de persoane infectate și astfel să domnule, se... Bun, eu nu știu, poate că e pur și simplu o greșeală. Și oamenii după 4 luni de zile de la comunicare, ăia care introduc datele prin computer, pot și ea să vârși niște erori. Eu nu cred că asta este... Eu vorbesc la modul general, nu vorbesc despre o situație de comunicare proastă într-o zi, ci despre modul general în care... Aceasta este una dintre formele din care s-a comunicat greșit. Da. Păi asta este chestiunea și atunci oamenii stau și se întreabă de ce nu am o comunicare? Păi de altă parte, văd aici, o să vă citesc, deși este foarte dur acest... E un SMS mai lung, o să încerc să filtrez puțin din el, nu ca să cenzurez, ci pentru că e mai dur așa și...
SMS-ul în esență spune așa că foarte mulți dintre români nu înțeleg ce li se transmite, adică rezultatele de la cercetările sociologice privind analfabetismul funcțional pe care îl manifestă mai ales tânăra generație este atât de mare încât orice comunicare cât ar fi de bună este receptată defectuos pentru că oamenii pur și simplu nu înțeleg asta. Asta e esența discuției și mai mult decât atât sunt date și niște exemple aici undeva în Dorobanți 2, într-un magazin, nu știu care, vânzătoarea ține masca atârnată de urechi și vinde pâine și toate astea. Omul se întreabă, dar de ce o ține aninată de o ureche și nu o pune totuși peste tot, așa cum dacă tot o ține, da? Adică or fi 40 de grade, dar măcar atunci când intre cumpărătorii să o pui la nas. Chestie de tipul ăsta. M-ați înțeles? Asta nu are nicio legătură cu comunicarea. Să nu fi înțeles acea femeie care vinde pâine că trebuie să poarte masca. Păi poate nu fi înțeles. Astea sunt, cum să spun eu, a înțeles că trebuie să poarte masca. Nu asta cred că e problema. Nu? Nu știu. Dar faptul că o poartă așa cum o poartă și nu respectă condițiile, să zicem, sanitare de purtare a măștii, asta e altă problemă. Și nu e singură, vă spun sincer, nu e singură. În magazine peste tot vezi pe cineva care și-o dă jos în interiorul magazinului până să iasă din magazin sau și-o pune la jumătatea culoarului de intrare în magazin. Deci deja fiind intrat în magazin. Domnule profesor, astea sunt comportamente, cum să spunem, specifice. Să ne oprim puțin. Care nu prea ține cum de rel. Să ne oprim puțin, domnule profesor, alături de noi pe telefon este domnul doctor Adrian Zoican de la UPU Buzău, șeful unității. Bună seara, domnule. Bună seara, domn profesor. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, că sunteți alături de noi. Am avut o discuție telefonică pe parcursul zilei de astăzi, atunci când am antamat această discuție. Care e situația la UPU Buzău? Este primul loc în care cetățenii intră în contact cu sistemul sanitar, vin la urgență și acolo spuneați zilele trecute că de acolo se și extract în cele mai multe cazuri cumva de confirmați COVID în cele din urmă. Cum e acum situația? Părerea mea e că a devenit serioasă de tot. Da, să ne spuneți dumneavoastră cum stăm. În marea majoritate a cazurilor, ei vin, pacienții sunt deja simptomatici, dacă ne referim la cei care sunt depistați pozitiv. Deci virusul este diseminat în comunitate și vin să prezintă la UPU pacienți care de acum prezintă semnele patologiei cu febră, tuse, dureri musculare, manifestări gastrointestinale cu greață, vărsături, scaune diareice. Mare parte din ei care se prezintă cu această simptomatologie, ulterior se dovedește că sunt pozitive. Asta înseamnă că avem o problemă, deoarece virusul este bine răspândit și vă dați seama că sunt și foarte multe persoane care nu se prezintă la spital, tocmai pentru că prezintă simptomatologia și se tem. Se tem de izolare, se tem de, de reacția comunității sau a cunoscuților pe care o vor avea aceștia în momentul în care vor afla că pacientul are această boală. Vorbeam și despre efectul psihologic al acestei boli care de multe ori lasă urme mai adânci decât boala în sine. Bun. Și nu, da. Deci în momentul ăsta la UPU numărul este mare de prezentări. Sunt pacienți care vin cu alte patologii, deci cu urgențele obișnuite, dar pe lângă aceste urgențe vin și pacienți care sunt febrili sau care prezintă alte simptome care fac parte din definiția de caz. Noi trebuie să îi separăm cumva cei care sunt simptomatici și să tratăm urgența pentru care acesta s-a prezentat. De multe ori vin și cu alte simptome sau au comorbidități care trebuie tratate. Și atunci trebuie să ținem un pic izolați, ceea ce și facem, ne folosim de
acele corturi și bun. Containere unde pacienții sunt investigați, consultați, primesc tratament și ulterior sunt internați. Într-adevăr, Curtea Spitalului Județean arată ca un spital de campanie acolo, cu corturile alea. Cu... Cam arată și... Cam arată și chiar că e, cam, că... e cam ca la război, adică o tură de-a dumneavoastră înseamnă o baliere de-asta între secție și corturile alea, tot timpul am băgat de seamă că se întâmplă lucrul acesta. O întrebare am, domnule doctor. Anul, de când sunteți urgentiți la Buzău? Îmi cer scuze că nu mai știu de câtă vreme lucrați. În noiembrie 2013. În 2013? În noiembrie 2013. 7 și am terminat specialitatea. Deci 7 ani, da, cel puțin. Bun, în aceste condiții ați mai avut într-o lună, într-un debut de lună, iulie, o astfel de situație cu oameni care vin la OPU cu simptomatologie de asta de tip gripă? Nu așa, vă dați seama că nu. Nu, nu mai sunt, să știți că sunt, deci, febră, dureri musculare, deci astea sunt niște simptome al unor evenimente metabolice, ca să zic așa, deci metabolismul e cumva schimbat al lor și funcționarea organismului. Astfel de simptome pot apărea și în alte patologii. Da. Datoria noastră asta este să facem acest triaj epidemiologic urmat de triajul medical, care este obligatoriu. Dar noi trebuie cumva să vedem, să facem acest test, să vedem dacă cumva pacientul într-adevăr este bolnav sau nu este bolnav. Nu, întrebam... De această patologie, ca să putem trata pacientul mai departe. Deci, încă o dată, dacă pe 1 sau pe 2 iulie 2014, 2016, 2019 s-au prezentat la UPU pe o tură de-a dumneavoastră un număr la fel de mare, să zicem, de oameni care au simptomele pe care le-ați descris dumneavoastră, tuse, febră, nu știu, simptomatologia COVID, în genere. Știți de ce? Pentru că oamenii spun, mă, dar stai puțin, acum lumea se sperie și se duce la spital, înainte o ducea pe picioare. Ba, ce? Și dacă tușea și făcea febră, stea 2-3 zile, până îi trecea, lua o aspirină și pleca să ducea la mare și asta era, și bea 25 de șpriț. Acum vine la spital de teama COVID-ului, înțelegeți nuanța? Da, dar problema nu e asta. Ar fi bine să fie așa. Problema e că îi stau acasă, tocmai ca să nu vină la spital, să nu ajungă în ipostază de a fi suspect de coronavirus și să tratează la domiciliu. În timpul ăsta își contaminează familia. Corect. Vecinii, prietenii, colegii de servici și să ajunge la momentul în care am ajuns noi acum. Da. Domnule Zoican, alături de noi este și domnul profesor Călin, știți foarte bine. Domnule Călin, a intrat în dialog cu domnul Zoican, vreți să-l întrebați ceva? Și bineînțeles să-l întrebi și pe domnul Zoican dacă acceptă întrebările dumneavoastră. Deci? Vreau să fac o mică corectură. Când am intrat acum vreo două săptămâni, tot așa la dumneavoastră în direct, da, l-am întrebat pe domnul prefect, care am fost atunci în emisiune, dacă există cumva persoane din Buzău la terapie intensivă. Câte persoane sunt? Da. Și unul dintre invitații dumneavoastră care a intervenit după aceea a spus că de ce am pus această întrebare? Pentru că cei bolnavi de cei care sunt internați la terapie intensivă sunt oricum la București. Da. I-am întrebat dacă sunt buzoieni care sunt internați la terapie intensivă. Asta ca să... Așa, aș vrea să-l întreb pe domnul doctor Zoican dacă au avut cazuri de persoane infectate din comunitatea română, știm că am avut două mari comunități care au avut probleme în această perioadă din județ, este vorba de cei de la Râmnicenu și cei din Poștă. Dacă au fost probleme de natură socială cu aceste persoane care au ajuns la Spitalul Județean sau dacă are cunoștință că astfel de persoane au creat cumva neplăceri personalului sanitar din județ. Da, dar răspunsul să nu fie socotit unul vecin cu rasismul, adică ce legătură are etnia cu faptul că unul... Nu, știți de ce? Pentru că în foarte multe postări de pe Facebook, cel puțin cele care erau din județul Buzău, au spus că romii au infectat tot Buzău și că tot ei fac scandal, tot ei fac probleme. Pe Facebook, se poate spune orice. În fața CNA-ului trebuie să avem grijă să nu cumva să părem că punem problema rasistă aici. Că nu vreau asta.
Adică, eu, indiferent ce scriu aia acolo, eu nu din cred potrivă, că... Din potrivă! Eu nu cred că ține de caracterul acesta rasist, COVID-ul ia la rând pe toți, nu ține de etnie, de asta zic. Mă rog, în sfârșit. Da, domnule Zoican, dacă doriți să răspundeți la tipul ăsta de întrebări. S-a insistat asupra faptului că ei nu respectă regulile și ei că ei au indus în comunități virusul. Da. Și a generat, cum să spun eu, infectarea comunităților. În sfârșit. Da, domnule Zoican. Nu prea vă mai aud, să știți. Da, eu vă aud, dar așteptam să termină de vorbit. Da, domnule. Toți pacienții, sau majoritatea pacienților din comunități, sau majoritatea pacienților care au fost depistați pozitivi, au fost depistați pozitivi în UPU. Sau prin UPU. Deci ei s-au prezentat la UPU cu simptome. Bun. Asta este. Deci ei au venit ca pur și simplu ca și orice alt pacient simptomatic pe care noi, căruia noi i-am prelevat probe exudat faringian și i-am trimis la lucru. Au venit pozitive, ulterior s-a făcut o anchetă epidemiologică și că s-a demonstrat că acolo a fost un focar. Așa s-a întâmplat, nu altfel. Deci nu a stat nimeni să urmărească o anumită categorie socială. Bun, pur și simplu... Dacă era un focar, nu, dumneavoastră spuneți așa, domnule, vreți să vă confirme, domnul Zoican, că nu există focar într-o anumită zonă populată cu mai mulți etnici decât în exact, altă parte. Deci... Eu am înțeles întrebarea. Exact, da. Dar nu există, nu am auzit de fel. Eu trebuie să răspundă la întrebarea asta, încerc să vedea. Sigur, n-are să știe domnul Zoican. Ține mult și de obiceiurile, eu știu, cum să vă spun, dacă ei refuză sau nu vin la medii sau de obicei, au venit de afară, da, erau pacienți care în perioada aceea au venit de afară și ei nu sunt înscriși la medic, nu au medic de familie, nu s-au dus la medic, nu și-au luat tratament, au refuzat să vină la spital. Eu mi-aduc aminte atunci când a fost cu, și cu Râmnicelul, la Râmnicelul au fugit, n-au vrut să, au refuzat să fie recoltați, au fugit peste câmp cu mașinile, îmi aduc aminte povestea cineva. Deci a fost, nu știu, trebuie discutat, eu nu cred că are cineva ceva cu un anumit grup etnic sau așa, dar pur și simplu sunt realități care la momentul respectiv au fost demonstrate și numărul foarte mare de bolnavi, că de aceea a fost și declarat focar și s-a introdus carantina. Numărul foarte mare de cei au stat, au, cum să vă spun, au dus pe picioare boala în același timp răspândind-o. Asta a fost problema. Deci, indiferent despre ce focar vorbim, că sunt focare care sunt și în întreprinderi, sunt focare care sunt deci legate de locul de muncă. Ei au stat acolo, au încercat, au dus boala pe picioare, au încercat să ia tratament simptomatic, dar că nu s-a mai putut avea la spital. A durat, să zic așa, cam 7-8 zile, timp în care se pot contamina foarte mulți oameni. Da. Mă așteptam la acest răspuns. Domnule Călin Iosif, sunteți mulțumit cu modul în care v-a răspuns domnul Zoican? În principiu știam, domnul Iade, voiam totuși să fie cineva care, un cadru medical cu, cum să spun eu, cu responsabilitate care să confirme acest lucru. Știam deja. Bun. Acum domnul Zoican a confirmat ceea ce știam și eu și... eu am încercat, acolo unde am găsit înțelegere, să explic modul în care s-a produs contaminarea sau infectarea într-o anumită comunitate. Și oamenii au început să înțeleagă. E important eu este și că dialogul nostru. Abordarea din acest punct de vedere a situației acestei pandemii nu e cea mai corectă. Nu cred că așa se pune problema. Și căutarea pacientului zero mie mi se pare o chestiune care e, exact. E o pierdere, care e o pierdere de timp. Adică să cauți pe unul pe care îți dai întreaga vină, că a venit ăla și a contaminat o comunitate întreagă. În primul rând că n-ai nicio dovadă că l-a fost primul. Că nici nu poți să dovedești exact, că l-a fost primul. Îl iei pe unul din, de pe undeva și îl faci pacientul zero. Mie mi se pare o chestiune așa de pierdere de timp și de a-ți face vânt aiurea. Problema e de altă natură. Mai ales în condițiile în care
Ce e pacientul zero? Sunt foarte multe persoane asimptomatice. Păi, dacă mergem pe ideea că asimptomatici împrăștie boala, atunci de unde știm noi care a fost pacientul zero de undeva? Exact, da. Mie mi se pare și destul de complicată teoria asta că a plecat de la Wuhan, dar de unde știm noi asta? Bine, așa, da, adică l-au găsit pe pacientul zero acolo? Și de acolo, nu știu, stau și eu și mă gândesc, până la urmă, ce importanță are? Că și dacă ești pacient zero, dacă nu cred că în mod lucid te duci să dai COVID-ul la niște cetățeni, mai ales dacă ești asimptomatic, habar n-ai de chestiunea asta. Voi fi fost și eu asimptomatic o perioadă, nu? Și o fi dat la zeci de oameni. Eu am vreo vină, dacă n-am știut, n-am. Ce era să fac? Adică protejat cât am putut și am încercat să-i protejez pe ceilalți cât am putut, dar asta e situația, da? Și dumneavoastră la fel și oricine de pe pământul ăsta, în definiția de caz de acum, dacă vorbim despre ce știm acum. Dacă ori mai fi și alte informații și nu le știm, nu e altă discuție. Da, corect. Nu, domnule Zoican. În principiu aveți dreptate, doar că trebuie să fim atenți la faptul că acest virus este periculos pentru că nu poate fi foarte bine anticipat și nu prea respectă regulile. Adică ceea ce știm despre el, știm că ne putem apăra doar respectând reguli de igienă stricte, păstrând o oarecare distanțare socială și protejându-ne cu mască. Ceea ce ne afectează foarte mult, pentru că de multe ori chiar dacă respectăm strict, și au fost cazuri și din spital, chiar au colegi de mei care au respectat strict aceste reguli și cu toate acestea s-au îmbolnăvit. Apoi tratamentul, iarăși, câteodată răspunde, câteodată nu răspunde, câteodată răspunde ușor, alteori mai lent. Cum să vă spun, e un virus care nu respectă regulile și asta îl face periculos. Nu respectă regulile pe care le știm. Care le știm noi, da, care le știm noi, chiar dacă și care le-am testat și oricum, deci ce pot să vă zic, că un pic s-a modificat din contagiozitate, eu știu, cred că a suferit niște mutații, că sunt, nu mai sunt cazuri așa, multe cazuri foarte grave, dar când apare câte un caz critic, atunci e situația destul de... Adică e critic. Destul de complicată, da. Deci sunt mai puține cazurile acelea grave, complicate, știți? Da. Adică noi chiar dacă avem multe îmbolnăviri, nu avem raportat la numărul de îmbolnăviri, nu avem foarte multe cazuri grave. Ele apar când ei așteaptă, cum să vă spun eu, nu se prezintă la medic. Deci dacă înainte nu se prezentau, că lumea spunea, lasă domnule, 7 zile cu tratament, o săptămână fără tratament, știți că răcea omul înainte. Și aștepta și trecea și asta e. Acum nu se mai întâmplă lucrul ăsta și dacă întârzi să prezinte la medic, atunci avem o problemă pentru că apar cazuri complicate cu evoluție destul de periculoasă pentru sănătatea omului și s-a văzut că cei care au venit cu stare gravă suferă, cum să vă spun, evoluția este foarte, foarte greu de prevăzut, pentru că pacientul inițial vine cu o stare relativ influențată și după aceea brusc starea generală se agravează. Și de aceea nu le recomand celor care prezintă simptomatologii să fugă de medic. Să încerce clar. Da, am înțeles. Asta este o bună observație sau e valoroasă în sensul în care cu experiența pe care aveți la UPA acolo și cu ceea ce ne-a spus, îi îndemnați pe oameni de la primele simptome să meargă la medic, că e vorba despre medicul de familie, adică să caute să se informeze de la personal calificat despre ceea ce îi se întâmplă ca să nu se agraveze. E bună precizarea și cu ocazia asta vă și mulțumesc, domnule doctor Zoican. Îi mulțumesc și domnului Călin Iosif pentru prezență. Acum, după o scurtă pauză de publicitate, să rog pe colegii noștri să introducă acel interviu cu doamna Ungureanu de la DSP, interviu luat de colega mea. Doamna, vă reamintesc, este internată acum confirmată ca fiind infectată cu COVID-19.
Și astfel, iată, la cel mai înalt nivel al DSP, SARS-CoV-ul ăsta lovește. Bun, hai să-i dăm drumul fără pauză de publicitate atunci. Doamna director, dumneavoastră confirmată pozitivă alături de medicul epidemiolog, când ați aflat vestea și care este starea de sănătate pe care o aveți? Da, așa este. Este adevărat, în cursul zilei de întâi seara am aflat că sunt confirmată pozitiv. Starea de sănătate la acest moment este una bună. Nu a fost ușor, însă trebuie să înțelegem că fiecare dintre noi la un moment dat probabil va trece prin această situație. În momentul de față mă aflu internată, dar cu siguranță vom depăși acest moment și ne vom întoarce cu forțe proaspete în activitate. Aveți simptome? Nu, în acest moment starea de sănătate este una bună, într-adevăr, nu am nicio... Sunt probabil asimptomatică la acest moment și sper să depășesc cele 10 zile cu bine. Dumneavoastră sunteți internată tot la Buzău, alături de doamna doctor Carmen Scântei? La Buzău, da, în secția de boli infecțioase, să suntem separat. Nu suntem în aceeași încăpere, în același salon, ca să zic așa. Da, mai aveți și dumneavoastră vreun alt test negativ sau cum credeți că ați contractat acest virus? Sincer, la nivelul județului știți că această transmitere este foarte mare și nu mi-explic exact de unde. Probabil că atâta timp cât am intrat în contact cu multe persoane, probabil că de pe suprafețe, nu mi-explic exact de unde, dar virusul există și am fost confirmată. Îmi spuneați, aveți și teste negative înaintea celui venit aseară? Pozitiv? Da, da, noi ne-am testat. Periodic ne-am testat pentru că având contact cu tot felul de persoane, era normal și firesc să fim testați. Atât eu cât și doamna doctor avem teste negative. Însă de data aceasta nu a mai fost așa, ci s-a confirmat. Acum v-ați testat ca urmarea confirmării doamnei doctor? M-am testat în primul rând pentru mine, dar recunosc că și având un pozitiv și fiind într-o poziție destul de importantă, am considerat necesar a mă testa astfel încât să nu creăm probleme atât instituției cât și celorlalte persoane apropiate din jurul nostru. Câte alte persoane din cadrul Direcției Sănătate Publice au mai fost testate în aceste zile odată cu această confirmare a domnului doctor? Au fost testate și din cadrul laboratorului și din cadrul compartimentului de epidemiologie. Unele rezultate le așteptăm, altele au ieșit negative. Da, au fost testate persoane din cadrul direcției. Persoane în izolare sunt în acest moment? Avem. Da, avem. Am avut trei persoane cu care eu am intrat în contact permanent, persoane care începând de astăzi se află în izolare la domiciliu. Puteți să ne spuneți din ce birouri fac parte? Juridic și secretariat. În acest moment, dumneavoastră spuneți că sunteți asimptomatică. În ceea ce privește activitatea pe care o aveți la Direcția de Sănătate Publică, vă permite sănătatea, mediul în care vă aflați, fiind internat în spital, să mai ajutați colegii rămași în activitate? Sincer, trebuie. Trebuie pentru că noi încă de la început am fost o echipă și suntem o echipă și vreau să rămânem o echipă destul de legată, destul de responsabilă și cu siguranță, chiar dacă atribuțiile pe perioada aceasta au fost preluate de doamna director economic, eu cu doamna doctor cu siguranță suntem alături de colegi și coordonăm fără probleme de oriunde am fi, pentru că este normal, suntem puțini, așa cum știți, sunt doi medici epidemiologi care ne sprijină de la începutul pandemiei,
Sunt de la Spitalul Râmnicu Sărat, respectiv Spitalul Săpoca. Ei au rămas acolo și desfășoară în continuare activitate, baza de date și anchetele epidemiologice și trebuie sprijiniți. Da, într-adevăr, o să fim cu ei și alături de ei atât cât putem și cum putem. Pentru că ați pomenit de doamna doctor, ne puteți spune care este starea de sănătate a dumneei? Acum este, chiar am vorbit cu dumneei puțin mai devreme, că nu putem decât telefonic să vorbim, și starea dumneei de sănătate este una bună. Da, Un mesaj către buzoieni în acest moment, când iată avem o transmitere comunitară accentuată și două dintre persoanele cheie, dumneavoastră și medicul epidemiolog de la Direcția Sănătate Publică, sunteți cel puțin pentru o perioadă în spital și nu vă mai puteți desfășura activitatea așa cum o desfășurați în mod normal. Aveți și care este acesta? Mesajul este că fiecare dintre noi trebuie să fie responsabil, fiecare dintre noi trebuie să se gândească atât la el cât și la cei apropiați și niciodată să nu spui niciodată că nu ți se poate întâmpla. Ba da, se poate întâmpla că virusul există și că fiecare dintre noi trebuie să respecte în primul rând normele de igienă, să respecte distanțarea socială, să respecte faptul că trebuie să poartă mască în permanență oriunde, în orice spațiu, că este închis, că este deschis, atâta timp cât nu respectă distanța de 1,5-2 metri, trebuie neapărat purtarea măștii și fiecare dintre noi să fie responsabil. Responsabilitatea este punctul cheie al fiecăruia dintre noi și fiecare să fie conștient de ceea ce se poate întâmpla, că nimic nu este ușor și până la urmă suntem oameni și fiecăruia dintre noi se poate întâmpla acest lucru. Da, stimați prieteni, iată, acesta a fost interviul cu doamna director al Direcției de Sănătate Publică, a Direcției de Sănătate Publică Buzău, doamna Cristina Ungureanu. Da, lovită și domnia sa din nefericire, dar iată, se simte bine, veștile din acest punct de vedere sunt îmbucurătoare. Neașteptat, dar pe de altă parte și doamnele de la DSP și oamenii care lucrează acolo sunt, ca și noi ceilalți, supuși acelorași vulnerabilități în fața acestui coronavirus. Asta e situația, se întâmplă, am văzut medici care au ajuns în stare de epuizare, unii dintre ei aproape că le bine să renunțe la combinezoanele alea. E o știre pe Șansa News aici care descrie foarte bine, descrie extraordinar de bine modul în care un medic simte sub acel combinezon realitatea și cum trebuie el să lucreze, în ce condiții. Acum, trecem la un alt capitol al emisiunii noastre, dacă doriți. Dincolo de COVID există totuși viață, sunt deschise șantiere, se mai face câte ceva, sigur, lucrurile, sau noi cu toții avem nevoie și de o stare de asta de normalitate și de a nu capota în fața acestei provocări. Asta face parte din arta războiului, dacă doriți. Despre ce vorbim? Despre faptul că există viața și după COVID. Și drept exemplu avem faptul că s-a deschis un șantier pe un drum despre care s-a vorbit atâta vreme. Este vorba de DJ-102C, Buda Crăciunești. Și acest tronson a intrat în reabilitare, spune o știre tot după șansanews.ro. O să avem amănunte imediat într-un material realizat de colegii mei de la Departamentul de Știri al Focus TV și sigur găsi mai multe amănunte de asemenea pe Șansa News.ro. Haideți să vedem materialul. Da, este o lucrare mai complexă, drumul județean care se reabilitează DJ-102C. Are 11,3 km, pornește de la Buda Crăciunești și ajunge până la localitatea Borești, la acest loc. Are o porțiune destul de lungă, la bine de jumate, care n-a fost niciodată asfaltată, care zice traversează prin pădure. Și unde lucrările sunt un pic mai complexe,
că sunt necesare destul de multe odețe, pozle și niște lucruri de artă mai complexe, dar care se vor face în timp. Termenul de execuție este de 11 luni, o să fie cu o întrerupere pe timp de iarnă, dar eu consider că anul viitor, în iulie, vor circula pe acest drum. Are o platformă de 7 metri, cu parte carosabilă de 5 metri jumate, plus o structură rutieră cu balastre atrespată, două straturi de asfalt, inclusiv pe zona pe care ați venit și dumneavoastră de jos de la Cislou, asfaltul vechi va fi frezat și se va reface sistemul rutier în totalitate. Cu lucrări de șanțuri, sunt foarte multe accese la curți. Deci este lucrare complexă, dar și cum o să încerci. Numele și firma. Conțiș Cristian, director general Mecan Construcții. Suntem în comuna Cislău. Aici este un drum județean care face legătura între județul Buzău și județul Prahova și bineînțeles că deservește din punct de vedere al infrastructurii rutiere și o parte din cetățenii comunității Cislău, cei din satul Scărișoara și cel mai important lucru, cei din satul Buda Crăciunești, care este în Amonte, la câțiva kilometri de noi. În această zonă sunt aproximativ 2.500-3.000 de oameni, dar ce este important, acest drum se realizează din fonduri proprii ale Consiliului Județean. Valoarea investiției este de aproximativ 3.500.000 de euro. De la extremitatea județului până în DN10 va fi reabilitat total, deci nu se pune acoperirea asfaltică, vor fi reabilitate podurile, vor fi deci poduri noi, se vor face rigole și bineînțeles că vor asfalti. Dar ce vreau să vă spun, că ați și văzut în ultima vreme, noi avem o plecare, dacă vreți, prin promovarea județului Buzău din punct de vedere turistic. Este o zonă plină de istorie. Aici, imediat în apropierea noastră, știți că își are anumite rădăcini doamna Neaga. Da, prieten, e important că s-a început lucrarea la acest drum. Face legătura între județul nostru și vecinii din Prahova. După cum vedeți și dumneavoastră, și o să vedeți un set de poze pe șansa.ro, peisajul este mirific acolo. Poate cu vremea chestiunea asta ne va ajuta și pentru turism și pentru altceva decât să ne gândim la COVID. Cu toate acestea, discuția rămâne deschisă. Alături de noi, prin intermediul Skype, se află Gheorghe Vlase, om de afaceri, investitor în zona aceasta a divertismentului și a ospitalității. Bună seara, domnule Vlase, sper de data asta să putem dialoga mai bine. Bună seara! Ne auzim? S-a blocat. Bună seara, domnule Gheorghe. Nu, s-a blocat, dar nu s-a blocat chiar tare. Bună seara! Deci, bună seara. Merg terasele, că despre asta tot încercăm să vorbim de o săptămână și nu reușim. Terasele astea ale dumneavoastră. Domnule Gheorghe, spre fericirea noastră, merg neașteptat de bine. Acum, că e cald, e frumos, e binețe. Acum că e cald, sigur că da. Văd că guvernul nu a făcut altceva decât ținerea închise a restaurantelor nu a făcut decât să-și pună toată industria, toți oamenii din industria Horeca în cap și cred că astăzi la ora 15 au avut o întâlnire cu reprezentanții Horeca și bănuiesc că au ajuns la o înțelegere, pentru că altfel, dacă nu dau drumul cel târziu până în 15 iulie pe acest an, industria divertismentelor este compromisă. Sunt convins că vor înțelege foarte bine că noi respectăm normele pe care dânșii le-au impus. Ceea ce mă surprinde foarte mult este că nu am fost pregătiți și nu am fost, vizitați anticipată de oamenii care controlează această industrie să ne îndrume cum să facem în așa fel încât să ferim cetățenii cât mai mult de acest virus nenorocit. Respectiv, aș fi vrut niște organe competente de la Direcția de Sănătate Publică, înainte de a începe să ne amendeze, să vină, să ne spună, să ne îndrume, să ne dea norme
și după aceea, dacă nu le respectăm, să înceapă cu amenziile. Bun, am înțeles. Că dumnealor, deci... Eu nu știu dacă chiar ați avut controle de la DSP zilele astea cât vă te-ai deschis terasa? 4 într-o zi. Cum, 4 controle într-o zi? Da, adică a venit și dimineața și seara și la 12 și colo și colo și la toate restaurantele care le deținem. Păi nu este o problemă pentru noi că vine să controleze. Aș da. Fi vrut să facă un control preventiv. Aș fi vrut să fim îndrumați. Aș fi vrut să fim verificați. Pentru că înțelegem situația că este oarecum gravă. Înțelegem situația că acest virus nenorocit încearcă să se întoarcă și mai puternic decât a fost înainte. Dar până la a ne amenda, până la a ne amenința, trebuie să ne învețe, să ne orienteze, să ne îndrume, pentru că înțelegem situația. Păi, pe dumneavoastră v-a amendat deja? Vă întreb așa direct. Sigur, cât a fost amenda și pentru ce? E important ca să vedem. Minimul 5.000 de lei. Adică minim. 50 de milioane de lei. A amendat și pe colegii de lângă, a amendat și pe ceilalți. Dar pentru ce anume? Mă rog, chestiunea este că... Poftiți? Pentru ce anume? Păi, printre altele, noi am înțeles, spre exemplu, că putem cu 20 de oameni să ținem o masă înăuntru. Așa scria la un moment dat în lege respectivă. Numai că acolo specifică la un moment dat o șmecherie ca la noi la români, că aia poți sta înăuntru, dar fără să consume, adică doar la socializare. Stați puțin, cum adică te duci în restaurant doar să stai de vorbă, pe inima goală, așa? Da, exact. Așa scrie în legea aia? Dom'le, mi-a arătat acolo în lege ceva, n-am vrut, m-am supărat pe ei, am plecat repede, și plecat din localitate. Bun, am înțeles, dar e important de știu dacă așa stau lucrurile, mi se pare... Respectiv, așa am fost informat, că au voie să stea 20, dar numai să socializeze, nu să mănânce, nu să consume, nu să joace hora. Bun, am înțeles să joace hora. Am înțeles asta. Poftiți? Să joace hora, zic așa, că să joace hora nu. Dar dacă te duci în restaurant, te duci nu ca să te uiți pe pereți așa sau să te uiți pe telefon pe Facebook, că poți să faci asta oriunde. Te duci să mănânci sau să bei ceva, să te hrănești, să, nu știu, să te hidratezi, nu de-aia e restaurant, că nu e loc de... Da. Că nu e sala de așteptare, e restaurant, că așa zice sala de așteptare de la gară, stai acolo și socializezi cu cine găsești. Da, așa am înțeles și eu. Uitați ce înseamnă lipsa de... Uitați ce înseamnă lipsa de interpretare. Mai mult decât atât, dacă exact postream înainte, dacă organele veneau înainte și ne controlau și ne urmăreau și ne explicau și ne îndrumau, bineînțeles că nu facem această greșeală pe care eu am înțeles-o, că 20 de persoane au voie în restaurant. Ei au vrut să stea în interior, să mănânce. Dar doamne, dacă stai 20, trebuie să stați așa să fie la lege. Ei, n-a fost bine ca mine, a fost bine ca ei. Distanțarea fizică era făcută foarte corect, bucidele erau la locul lor, săgețile erau de indicații de toalete și de intrare, de ieșire și așa mai departe. Dar la lucrurile astea mai importante, care țin de organele competente care se ne nume, am știut că trebuie să stea câte unul la alt restaurant. Eu credeam că poate să bea un suc acolo, că despre asta era vorba, despre o pita și un suc. Da. Bun. Mai departe, noi sunt foarte supărați pe Guvernul României pentru faptul că nici la acest moment nu au găsit soluția să dea drumul la restaurant, pentru că foarte mulți bani îi pierde din evenimente, din nunți, botezul și alte evenimente. Asta e și miza deschidere sau nedeschidere. Când nu fac de curând, cum vă spuneam, au promis total. La nu această cale pe cel care spunea la un moment dat că industria Horeca nu este atât de importantă și nu contribuie cu așa de mult la produsul interbrut, că reprezentăm un coeficient destul de important și nu 0,6% cât a zis dumnealui, ci 6%. Și suntem în jur de 450.000 de oameni. Să înțeleagă domnii care sunt la guvernare că ăștia nu îi vor mai vota dacă ne mai țin în halul ăsta. Domnul Gheorgheade, vreau să vă informez că în viitorul apropiat o să fie și mai rău ca acum, că am auzit că vine un virus ucigaș din China de la porci,
să transmite la om și iată că dăm de dandana în continuare, nu ne vom potoli și sunt convins că în toamnă ne mai va închide odată în case și ne va mai închide odată și unitățile în care lucrăm. Nu știu încotro să ajunge, dar sigur va fi din ce în ce mai rău. Eu pasta nu înțeleg. Pasta cu porci n-am auzit-o, prin urmare n-avem deocamdată nimic oficial, să o lăsăm așa, să nu mai panică în lumea că vine de la porci. Nu, n-am vrut să panicheze, este informație dată de pe TV, de la informațiile din... Până să verifică bine informațiile astea, nu le-aș lansa pe aici, că și așa avem destule temeri, nu ne mai trebuie încă una. Și, mă rog, la câți porci sunt în țara asta, ce mai contează? Da, în sfârșit, am înțeles. Haideți să schimbăm puțin registrul și mă interesează, bun, ce ați făcut dumneavoastră, ce propuneți concret, că mai avem foarte puține minute, pentru a supraviețui cumva, da. Referitor la restaurante, la deschiderea restaurantelor, eu consider că nu este așa de complicat dacă se menține numărul minim de oameni care să intre la o petrecere, spre exemplu 100 restaurant. De 50 e bine pe terasă, 100 în restaurant. De ce este bine așa? Pentru că și omul se ferește la un moment dat să nu se îmbolnăvească. Numai fapt, suntem responsabili și noi, cei care organizăm aceste evenimente, ca cei oameni să nu se îmbolnăvească interior și vom avea toate mijloacele la îndemână să facem în așa fel încât să nu se întâmple ceva. De fapt, responsabilitatea mai mult revine la noi decât a guvernului, pentru că noi suntem cei care trebuie să protejăm cetățenii, că după aia nu mai vin la noi dacă se întâmplă nenorociri de genul ăsta. Păi, guvernul ăsta ne-a nu vrea să dea nimic pe noi guvernul, adică nu vrea să ne facă și pe noi responsabili. Nu. Nu vrea să ne facă și pe noi responsabili, vrea să fie numai ei, ne tratează ca pe niște copii care nu prea știm carte, și atunci nu facem altceva decât să ne supărăm pe ei, pentru că afacerile noastre sunt în descreștere permanentă și nu știu, până la toamnă s-ar putea să auzim de multe falimente. Domnule, eu am văzut la domnii ăștia și doamnele astea care ne ocârmuiesc așa următoarea paradigmă, următoarea școală de gândire. Domnule, responsabilitatea pentru ce se întâmplă, noi v-am relaxat, dați-i bătaie, ce se întâmplă, răspundeți voi. Dacă iese prost, numai voi sunteți de vină. Dacă iese bine, e numai meritul nostru. Adică, înțelegeți cum se pune problema ca să ne mai aburească o dată? Adică dacă e prost, răspunderea e a voastră, că vorbeam și cu domnul prefect mai încolo, ce domne, gata, acum responsabilitatea. Păi nu e așa, că statul român, prin Constituție, are responsabilitatea să mă apere pe mine și să ia toate măsurile pe care crede de cuvință să le ia statul român prin reprezentanții lui, acestui stat. Așa scrie în Constituție, că n-am făcut-o eu. Adică cum să dai numai vina pe mine dacă e rău și când e bine, bă, noi cam am măsuri. Păi nu e așa. Da. Sigur că trebuie să avem și noi responsabilitatea noastră, răspunderea noastră, dar statul trebuie să ne îndrume în așa fel încât să ne dea regulile pentru a ne proteja și a crea fluxul necesar pentru acei cetățeni care intră la noi să nu avem probleme de îmbolnăvire. Da. Dar vă repet, este clar că se speculează foarte mult politic acest virus, ca orice formă de, ca orice întâmplare din viața unei cetăți, primii care profită de acest lucru sunt politicienii. Primii care sunt politicienii. Aproape că nu mai știi ce este adevărat și ce nu este adevărat. Cum se întâmplă că am impresia că la noi vârful trebuia, adică de fapt numărul de îmbolnăviri în perioada februarie-martie nu s-a spus până la capăt cât este de mare, pentru că nu înțeleg de ce acum avem un nou vârf aproape. Ce se întâmplă? L-au ascuns atunci și acum n-au putut să-l mai țină în frâu. Spun chestiunile astea pentru a proteja anumite interese politice. Vor să amâne niște alegeri și nu știe cum să o facă. Au sentimentul că pierd foarte mult politic și speculează din nou acest virus. Iată câte întrebări se nasc de aici și care sunt adevărurile, noi nu prea le știm. Bun, întrebările au fost lansate, sigur, ele nu sunt, mulțumesc foarte mult, domnule Varse, trebuie să ne oprim aici că a expirat timpul. Sigur că românii au foarte multe întrebări, unele dintre ele le-a lăsat chiar domnul Vlase aici. Până la urmă, discuția e următoarea. Dacă sunt atât de multe întrebări în piață, cei care ne comunică și care-s plătiți să facă asta, să dea niște răspunsuri și dacă ele sunt convingătoare, eu vă asigur că românii lucizi le vor lua în calcul și se vor
comporta ca atare. Dacă nu, teoria conspirației va escalada și vom avea un haos din ce în ce mai accentuat. Mulțumesc însă foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Se termină aici emisiunea. Ne vedem curând, o seară plăcută. La revedere!